Dragi mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, cred că ar fi trebuit să port o ținută tradițională românească, mai ales că astăzi, în lipsa lui Claudiu, însă vom discuta despre zodiacul vechi românesc. Va fi foarte interesant, veți vedea, deși el nu este alături de mine, informațiile bineînțeles că sunt de la el, așa că vă aduc informații proaspete și destul de interesante pentru absolut toți nativii. Și vom începe, bineînțeles, cu luna lui Gerar. Ne vom referi la ianuarie, da? Este zodia țapului. Cine se va naște sub această zodie va fi dulce la vorbă, se spune, lungăreț la obraz și rumen. Frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, gânditor, tăcut, iubitor de avuție, mânios, sărăcăcios și foarte păzitor de taină. Căutătura lui îndreptată tot la pământ, nasul lat și cărnos, tare în genunchi, lesne se îmbolnăvește. Semn va avea în piept sau într-un genunchi sau chiar în obraz. Va fi înalt, la vorbă multe va făgădui și puțin va da. Născocitor de pricini, mâhnit la față, când va gândi ceva, va uita lezne. Plecat la griji, la jurăminte neînfricoșat, nepăsător de pedepse, fricos, nu așa bun la negustorii, după cum vrea să se arate, fățarnic și îndemânatic la fapte rele. Vorbim și despre zodia udătorului, și anume cei născuți în luna lui Făurar, februarie. Cine se va naște în această lună este minunat la obraz, vorbitor și bine povățuitor. Va fi slab la sânge, blând la vorbă, la trup drept, dar una va vorbi și alta va face. Va fi cu minte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri mari și norocos. Îi va rămâne mare moștenire de la rudenii. Frumos la trup, cu niște vine ieșite în față, blând, cu mintea înaltă și bun chivernisitor. Copilul de parte bărbătească va fi iubitor de învățături. Când se gândește la ceva, se uită melancolic. Se va însura tânăr, după 30 de ani va petrece viață mai bună și mai fericită. Copila de se va naște sub acest semn va fi veselă. Trebuie să se ferească de apă, de bărbatul cel dintâi se va lipsi și va muri de o fiară cu patru picioare. Să se păzească de fiare sălbatice și de câini turbați. În genere, cel născut în această zodie va fi gânditor, iubitor de învățătură, care îi va aduce bogăție. Vorbim și despre zodia peștilor, așadar cei născuți în luna lui Mărțișor, martie. Cine se naște sub acest semn al peștilor nu va fi nici mare, nici mic. Scurt la grumaz, minunat la față, frumos la statură, drept și bun. Când se supără, se îngălbenește, mândru și îndrăsneț și plecat către învățătură. Va avea un semn la mână sau la față, mare la chip, nasul de mijloc, buzele cărnoase, voinic și viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lăuda cu învățătura. Din țara lui va călători și de la străin multă bogăție va câștiga. Iar copilele ce se vor naște în această zodie vor fi mânioase și iubitoare de pricini, înșelătoare, iubite de oameni și de bărbatul cel dintâi, se vor despărți și se vor însoți cu un altul care li se va părea mai bun. Vorbim și despre zodia berbecului, și anume cei născuți în luna lui Prier, aprilie. Cei născuți în această lună vor fi buni sârguitori, slab la sânge, ciudați la făptură, lungăreți la obraz, mânioși, vorbitori de rău asupra altora, nestatornici, dar și îndrăzneți. Vor fi bogați și cinstea curând o vor pierde și iar curând o vor redobândi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sunt arțăgoși, biruitori la război, gata în tot momentul la certuri și bătăi. Înfierbântați la vine, vorbesc tot de rău pe vecinilor. Mulți născuți în această zodie vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, jurălesne pe numele lui Dumnezeu și al părinților, fără a se gândi la cele ce vor urma. Discutăm și despre zodia Taurului, și anume cei născuți în luna lui Florar, mai.
Pruncii ce se vor naște sub această lună vor fi vrednici, asemăna Holde și Achivernisii casă. Iubitori de jocuri buni, îndrăsneți, iubitori de adânci învățături, veseli, dar și iubitori de muzică. La statură înalți și la față curați, cu ochii frumoși, cuvioși înaintea oamenilor, deschiși la minte, fără de niciun rău, viața lor va fi plină de tot dorul. Când vor ajunge la anii cei desăvârșiți, se vor scumpi și se vor îmbogăți. Se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor căuta să aibă tot vorbe bune, dar nu vor mulțumi pe oameni cu faptele cele bune. Iuți la fire pe obraz vor avea un semn, vor fi tăcuți și tainici. Pe nimeni nu vor asculta, ci ar învăța. Ar dori să fie tot crezuți și lăudați de toți. Vor fi înalți de statură, când vor vorbi, vor clipi din ochi. Vor fi mândri să se roage la Dumnezeu să nu fie prea iubiți de către oameni, precum li se arată natura. Vor fi sângeroși și foarte supărăcioși. Mânia îi va duce la mari pagube, căci vor trăi cinstiți și în desfătări. Discutăm și despre zodia geminilor, și anume cei născuți în luna lui Cireșar, și anume iunie. Cei născuți sub acest semn al geminilor vor avea o fire nestatornică, cu dorința spre învățătura lucrurilor celor adânci, adică cu pricepere la toate. Va fi un om glumeț, va face multe și lungi călătorii, va fi îndrăzneț la vorbă, dar rău la minte. La statură scurt, barbă rară, dinți lungi, plin de vorbă, curat, cu pricepere pentru orice lucru. Mulți de sub această zodie ajung și domni mari. Această zodie este de mijloc, face pe om în genere cu rav, stăpânitor și biruitor de fiare, află comori de argint și alte metale scumpe, dar din toate nu e bogat. Vorbim și despre zodia Cancerului, și anume cei născuți în luna lui Cuptor, iulie. Cine se va naște în această zodie va fi priceput de mari înțelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meșteșugur urător. Nu va iubi mâncare și multă băutură, iute la mânie, înțelept, mândru, dar și îndrăzneț. Trăiește mulțumit cu ceea ce are și va fi mult mai sărac. Va suferi multe boli, nu va băga în seamă dreptatea, va fi tare în mâini, nu va scăpa de răni, de arme, semn că va avea sub râu sau într-o parte. Omul născut în această zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, este credincios, lesne se va îmbolnăvi și va trăi mult tot într-o stare și într-o fire. Discutăm și despre cei născuți în luna august, și anume despre zodia leului. Copilul născut în această zodie este frumos și cărnos, cu ochii mari, iubit de mai mari lui, puțin la număr ca dânsul. De mic, cam gălbinicios la față, și a plecat la bună rânduială, la adevăr și dreptate, cu bună înțelegere în viața sa. Voinic, cu îndrăsneala, iubitor și bine văzut de cei mari. Părinții nu-l vor iubi, de alții va fi căutat și îngrijit, numai faptele lui nu vor aduce mulțumirea altora. Va avea mare mânie și în curând se va întoarce, va fi om vrednic și va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri și vrednicii. Va fi bun povățuitor pentru alții și lucrător de multe lucruri bune, deștept fără de niciun rău. Mai bun pentru alții decât pentru sine. Îi va plăcea mult dreptatea, cinstea și mândria și va fi un om voinic. Discutăm și despre cei născuți în luna septembrie, și anume în zodia Fecioarei. Omul ce se va naște în zodia Fecioarei are firea nestatornică, cu pricepere la învățături adânci și la toate lucrurile și meșteșugurile, și mai ales la aritmetică, adică la socoteli cu numere, la lucruri de cancelarie. Cum un noroc va fi bun de fire, cinstit și va vorbi minunat. Oamenii străini vor ține mai mult la dânsul decât la ei săi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge și om mare. Bolile lui vor fi friguri, vărsat, va scuipa mult și va tuși. Spre bătrânețe îi va pieri grăsimea și, chinuindu-se mult cu gândul, poate va ajunge stricat la minte. E om cu nărav, drăgălaș peste fire, înclinat spre treburile sufletești și deosebit, osebit sunt și norocoși.
Discutăm și despre cei născuți în luna octombrie, în zodia cumpenei. Cei care se nasc sub acest semn al cumpenei vor fi de treabă, frumoși, curajoși, iubitori de dreptate, grăitori de adevăr, dar dacă obiceiurile cele rele nu-i vor schimba însă firea. Milostiv, vesel și iubitor de muzică vor fi curați la față, cu ochi frumoși, statură de mijloc, cărnoși la nas și minunați la obraz, cuvios la toți oamenii care îl văd când tăcut, când prea vorbitor. Cu inimă deschisă și fără nicio sminteală, viața lui plină de tot dorul să se roage lui Dumnezeu să nu fie prea mult iubit, după cum îl arată natură, sângeros, iute la mânie, dar îndată se întoarce și îi pare rău de vorbele sale rostite din iuțeală și mânia lui îl duce la mare pagubă. Va trăi cinstit, va fi adesea mândru, iubitor de înțelepciune și va fi văzut înaintea altora. Oamenii nu vor prea îndrăzni a-i face vreun rău pe față, dar în spate va avea mulți dușmani. Vorbim și despre zodia Scorpiei și anume cei născuți în luna noiembrie. Cel născut în zodia Scorpiei va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de rușine, înșelător, mincinos, vorbitor de rău și nestatornic. Pătimaș, viclean și va fi și iubitor de argint. Pururea la armă, gândește și va fi biruitor. Lucrător la toate, gata în tot ceasul la certuri și bătăi foarte rele. Iute la sânge, roșu la față și cu părul aspru, în tot ceasul gândește de rău să sfătuiască pe alții și să crivetească pe vecinii săi și nu are astâmpăr în a face rău. Va fi vorbitor și nimeni nu se va încrede și toate le vrea să fie cum vrea el. Dintre cei născuți în această zodie vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, vor jura îndată de fiecare lucru și fără desfială pe tot ce-i mai sfânt și nu se tem de nimic ce li s-ar putea întâmpla pe urmă. Cu muierile lor vor trăi necontenit în ceartă și în bătăi. Cu toate acestea vor avea și un oarecare nărav bun. Discutăm și despre zodia arcașului, da? Despre cei născuți în luna decembrie. Se spune că copilul ce se va naște sub acest semn al arcașului va fi cu minte bună și cu socotință, înțelept, cucernic, iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, rușinos, norocos, sfătuitor bun și bine va grăi. De rău nu se bucură, frumos la stat, minunat la obraz, cu ochii negri, va fi tare numeri, cu părul neted, trupul drept, vesel, blând și bun la minte, cu chiverniseală așezată, dinții lați, nasul lung și cărnos, de statură mijlocie și cu buzele late. Când se mânie, se învinețește și ies niște vene în față. Va suferi de durere de cap și de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte. Acesta a fost horoscopul românesc, așa cum îi spune Claudiu. Noi trecem de la românisme la horoscopul săptămânal și aș puncta aici și horoscopul actual. Vorbim despre berbec. Săptămâna a început bine pentru ei, cu mult spor în sectorul financiar. Totuși, aveți grijă la cheltuielile peste măsură. Relațiile cu prietenii se vor consolida și din această cauză, weekendul este excelent pentru distracție. Vorbim și despre Taur. Pentru Taur, săptămâna este plină de surprize plăcute, luni și marți este indicată meditația. Joi și vineri pot apărea soluții pentru problemele mai vechi. În weekend, taurii găsesc soluții financiare extrem de ușoare. Vorbim și despre gemeni, căci și pentru ei se schimbă săptămâna aceasta energia în sfera financiară. Luni și marți gemenii au parte de veselie, dar grijă mare în weekend la sănătate. Este recomandată mai multă mișcare și o dietă echilibrată. Vorbim și despre cei născuți în zodia Rac.
Aceștia au parte de schimbări la locul de muncă, este recomandat să se implice unde simt că pot face față. Prietenii vor juca un rol important pentru raci săptămâna aceasta. Sfera sentimentală se echilibrează mai ales în weekend, când este posibil să apară o călătorie scurtă. Vorbim și despre nativii Leu. Aceștia au parte de câștiguri săptămâna aceasta. Luni se pot rezolva probleme mai vechi. Grijă începând de miercuri la tensiunile ce pot apărea în relația cu partenerul de viață. În weekend se anunță relaxare sau poate chiar o mică petrecere cu oameni foarte apropiați. Fecioară, săptămâna aceasta este bine să nu acționați la impuls și nici să așteptați lucruri din partea celorlalți. Este o săptămână în care este posibil să apară tensiuni la serviciu, atenție și la pierderi. Spre vineri, apele se limpezesc pentru fecioare și drumurile se deschid. Vin și soluții neașteptate în weekend. Balanță. Începutul de săptămână pentru balanțe este destul de intens datorită planetei Mercur, care aduce idei noi de afaceri. Începând de joi se găsesc și soluții financiare neprevăzute. În weekend se întâlnesc cu prieteni mai vechi și sunt posibile mici drumeții. Vorbim și despre scorpioni, aceștia sunt vedetele săptămânii. Pentru aceștia nativi, săptămâna este cu realizări mari. Luni, marți și miercuri au parte de succes la locul de muncă, iar de joi apar evenimente fericite cu copiii. La sfârșit de săptămână se anunță liniște și relaxare. Vorbim și despre săgetători. În zilele de luni și marți, aceștia au parte de drumuri scurte. Miercuri, atenția lor este spre serviciu, unde pot apărea schimbări așteptate. Nici banii nu le lipsesc săgetătorilor, începând de joi apar schimbări în bine. În weekend, săgetătorii petrec alături de prieteni și de partenerul de viață. Vorbim și despre capricornii, pentru ei se anunță o săptămână cu răsturnări de situație în favoarea lor. Luni și marți, atenție la locul de muncă, pot apărea situații încordate. Joi și vineri sunt aspecte bune de sănătate și în relația de cuplu. Iar în weekend, capricornii aleg să lucreze la un proiect mai vechi. Vorbim și despre vărsători, aceștia încep săptămâna cu brio, mai ales pentru cei cu un nou job, un membru din familie poate provoca anumite conflicte și tensiuni în jurul banilor, însă lucrurile se vor rezolva vineri. Weekendul este plin de surprize din partea partenerului. Pești. Săptămâna aceasta se deschide foarte bine spre sănătate, dar și în relația cu partenerul de cuplu. Miercuri sunt aspecte tensionate în familia de origine. Se pot dezgropa informații care pot afecta latura emoțională a nativilor. Le recomandăm să poarte citrin săptămâna aceasta. În weekend, peștii se aleg cu o surpriză plăcută din partea familiei. Acesta a fost și horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. În continuare să nu uitați că urmează știrile Toto TV, iar noi ne vedem, bineînțeles, și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci însă eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!